salutare, dragii mei, și bine v-am găsit! Salut! Sunteți acolo? Dragii mei, nu vă întrebați de ce vorbesc așa, dar vorbesc așa pentru că sunt persoane care vor să vadă cărțile și nu vor să mă vadă pe mine. Adevărul că nu este important să mă vezi pe mine, important este să primești mesajul cărților. Poate unii dintre voi, dragii mei, credeți că eu fac cine știe ce cu cărțile, cine știe pe unde și voi nu vedeți. Nu. Eu doar amestec, și anume cărțile, cer ghidare de la tovarășii mei și anumite cărți sar pur și simplu din pachet. Le așez frumos pe birou ăsta, după care încep interpretarea. Cu ceea ce eu văd în cărți, ceea ce eu simt din energia cărților și mesajele pe care eu le primesc. Dar, dacă voi vreți să facem așa, și anume să-mi vedeți doar frumoasele mânuțe, interesantele inele și burta, dragii mei, so mote it be. Bun. Bine? Nu-i bine! Nu-i bine! Nu stăm bine! Nu stăm bine! E, Nabelea, că acum nu mai pot să-l... Dumnezeu, ok. Bine, vorbim așa. Bun. Asta este, s-a dereglat reglajul și acum mai am puțin și mă așez pe burtă. Nu este nicio problemă. Am vrut să fac acest video. Să lămuresc niște chestii. Se pare că nu toată lumea înțelege cum stă treaba cu tarotul. Cel puțin în ceea ce mă privește pe mine. Vreau să lămuresc foarte clar că nu sunt Mafalda. Nu ghicesc în bobi. Nu ghicesc în cafea și alte treburi. Da? Să ne înțelegem foarte bine. Ceea ce eu vă transmit ca și mesaje, vai de mine, sus! Că vă doare spatele. Dați 2 secunde. Bear with me. Tararărăm. Hup, și așa. Haide, nu face figurile astea. Hai, stai cu minte. Gata, l-am fixat. Am venit de hack. Bun. Revenim. Deci, dragii mei, ceea ce eu încerc să vă ofer aici, da, este o probabilitate a ceea ce se poate întâmpla. De ce? Pentru că sper că toți, dacă nu mare parte din voi, știți că totul este energie, da? Tot este energie și că energia se mișcă, se schimbă, se transformă. Ei, dragii mei, și voi sunteți energie, da? Și în momentul în care voi luați anumite, faceți anumite acțiuni, gândiți anumite chestii, simțiți anumite lucruri, da? Creați anumite culoaruri energetice, anumite probabilități. Ei, ce se întâmplă în momentul în care se fac astfel de citiri, da? Că este pe zodii, că este, sunt pe acele grupuri de pick a card, de a alege o carte, da? În acel moment, da? Se integrează acea energie colectivă, da? Și din acea energie colectivă pot apărea, da? de fapt apar, anumite trasee, da? Dacă toți ați menține exact acea semnătură energetică pe care o aveți în momentul în care eu dau din gură că Andreea este aici, se întâmplă ceea ce vă spun eu că se întâmplă. Dar oamenii, pentru că așa este, nu știu, numai oamenii, totul se schimbă. Vreau să spun că oamenii se schimbă, luăm decizii în fiecare secundă, ne schimbăm perspective din când în când. Da? Și atunci aceste traiectorii, da, aceste energii se
schimbă, se duc pe alte direcții. De asta vă spun, mai ales în citirile generale, unde vorbesc despre această energie colectivă, da? Probabilitatea ca ceea ce spune să se întâmple pentru exact așa, da? Pentru acele persoane, vă dați seama că este foarte, nu că este foarte mică, este destul de mică, da? Pentru că este o energie colectivă, sunt mai mulți oameni cu energiile lor, da? Dar care au ceva în comun, că de-aia vorbim despre energie colectivă. Dar care au dorințele lor, au trecutul lor, au karmele lor, lecțiile lor de învățat și așa mai departe. De ce m-am hotărât să fac acest video? Pentru că am primit niște mail-uri, da? În care cineva m-a întrebat dacă pot spune ceva legat de o relație, dacă se împacă cineva cu cineva și așa mai departe. Eu nu pot să spun... Nu pot să-i spun, da? Decât ceea ce îmi arată cărțile în momentul în care tu intri în direct cu mine. Și aici vorbesc de citire privată, da? În momentul în care se stabilește data, ora pentru citirea privată, se creează această legătură energetică între cele două persoane, și anume J, da? Și tine, dragul meu, draga mea, care dorește această citire și, bineînțeles, între gașca mea de tovarăși. Și cu energia din acel moment, da, se deschid și sar din pachete anumite cărți. Sunt anumite cărți, acele cărți special alese, nu de mine, dragii mei, să ne înțelegem, că nu fac mișmașul pe sub birou aici ca să scot anumite cărți pentru voi. Nu. Ce iese, aia iese. Eu le zic așa cum le văd în momentul respectiv. Bun. Și în momentul în care aceste cărți sar, ies, da, eu încep să belesc ochii la ele și să înțeleg ceva, să traduc energia lor, să traduc mesajele pe care eu le primesc, da, și să ți le ofer ție ca și ghidare. Pot să-ți spun, da, cum stă treaba în relația aia, energetic. Pot să spun cam care ar fi șansele, da, să se întâmple, ce dorești să se întâmple. Dar eu nu sunt, repet, nici Baba Vanga, nici nu știu care de dă în bob, eu nu știu ce promit ălea, nu știu ce văd ălea, nici nu mă interesează așa ceva. Da, eu pot doar să te ghidez. Pot să-ți ofer anumite sfaturi, da, din partea spiritului, ca tu să poți ajunge la rezultatul dorit, fie că este vorba de relația sau de altă relație, nu contează, important, bănuiesc eu că vrei să fii fericit, nu contează cu cine ar fi indicat, mai sunt și obsedați de care vor musai o singură persoană, atunci sunt și altfel de terapii. În fine, deci vreau să lămuresc foarte, să spun foarte clar acest lucru, da? Deci dacă intrați pe canalul meu, crezând că... nu știu, spun o chestie și, domnule, trebuie musai să se întâmple așa, că am spus eu, ei bine, vreau să vă spun că nu m-am născut la Betlehem, m-am născut la Galați, nu la Betlehem, dragii mei. Dacă e să se întâmple ceea ce spun eu, da, super mișto, foarte tare, înseamnă că v-ați păstrat semnătura energetică pe care o aveți în momentul citirii, în momentul în care eu am făcut acea citire. Sper să fie foarte clar pentru toată lumea, nu sunt supărată, nu sunt, dacă am părut așa mai serioasă. Am vrut doar să fie foarte clar, da? Este responsabilitatea mea ce face fiecare cu viața lui, deciziile vă aparțin. Rolul acestui canal, da, vă spun foarte clar, rolul acestui canal este să vă ajute să treceți mai frumos prin viață, mai ușor, mai voioși, să vă descoperiți puterea și talentele și frumusețea interioară și toate lucrurile astea minunate din viața voastră. Eu asta mi-am propus pe acest canal și asta fac chiar prin intermediul acestor cărți de tarot. Deci dacă vreți, nu știu, citiri de astea super serioase și super ok, ok, nu știu, mergeți pe canale unde... probabil fac chestii de genul ăsta, eu am un totul alt stil, eu mi-am propus cu totul altceva, eu vreau doar să vă ghidez, da? Da, să vă arăt care ar fi probabilitatea să se întâmple anumite lucruri, dar cel mai important este să vin cu aceste mesaje, nu neapărat de la mine, da, ci din partea spiritului, care să vă
ajute să ajungeți persoana care doriți să ajungeți, să vă ajute să obțineți acel lucru pe care voi vi-l doriți, să trăiți mai frumos, mai plin de iubire, mai plin de lumină, mai plin de veselie, mai lăsați atâta seriozitatea asta, pe cuvântul meu, ce tot atâta seriozitate. Ok, acum sper că am lămurit lucrurile, cine vrea să arunce cu pietre problema lui, vă place acest canal, rămâneți în continuare pe el. A, și apropo, dragii mei, am aproape o lună, da, de când am început mai în forță cu aceste etalări, cu tarotul și cu mesajele pe care le transmit și este absolut minunat. Am pornit de la 102 abonați astăzi. Am verificat și sunt 1043, deci este fantastic, dragii mei, vă mulțumesc din suflet, sunteți absolut minunați. Așa că dacă sunteți atrași de toată nebunia asta de o fac aici, așa cum o fac eu, mai puțin serioasă, asta este. Dacă vă place stilul meu, vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine. Promit că voi face și altfel de citiri, nu numai pe legate de zodii, dar văd că asta vă interesează foarte mult. Vreau să fac și citire și cred că am să fac după această filmare, tot astăzi, despre flăcările gemene. Pentru că, știți foarte bine, am tot spus, anul viitor este un an în care foarte multe flăcări gemene vin în uniune, da? Și lucruri foarte frumoase se vor întâmpla. Dar pentru asta avem nevoie de aceste curățări. Anul ăsta s-au întâmplat multe curățări. Pentru mulți dintre voi, curățări ce înseamnă ruperi de relație, vindecări personale la nivel de suflet, la nivel emoțional. Am observat și în jurul meu și în rândul oamenilor, da, persoanelor care vin la mine la terapie, acest lucru. Sunt conflicte emoționale, oamenii vin să-și rezolve aceste emoții, să-și rezolve aceste traume și este minunat. Îi felicit, da, dacă se uită, dragii mei, vă pup, îi felicit pentru că e nevoie de mult curaj, de mult curaj să vii să faci așa ceva, da? Ceea ce fac eu se numește programare neurolingvistică, mă rog, hipnoză și multe alte tehnici, sonoterapie și așa mai departe, toate ajută la vindecarea acestor răni emoționale, eliminarea lor din plan energetic. Da, nu știu, am întrebat o idee, nu mai știu ce spuneam, oricum, da, că asta ziceam, îi felicit pentru că mi se pare un act de curaj extraordinar, da, și iubesc această dorință a lor de a-și schimba radical viața și credeți-mă, chiar li se schimbă viața și este absolut minunat, mă bucur foarte mult pentru ei. În momentul în care observ aceste schimbări și îmi spun cât de fain e acum, ce fel văd viața și cât de frumos poate să fie. Bun, dragii mei, cam asta am vrut să vă spun. Asta am vrut să lămuresc, nu știu cum o să fac, dacă o să las telefonul, să ridic telefonul, nu știu. Persoanele care vor să vadă cum amestec cărțile, să-și închipuie, să aibă o imaginație bogată. Eu vă spun clar că nu extrag cărți, nu știu cum, sub birou, nu, ce iese, asta iese, le citesc așa cum le citesc eu. În viziunea mea, așa cum le înțeleg, cum le simt, în acel moment, combinate cu mesajele pe care le primesc, punct. Dragii mei, asta a fost. Da, vă pup și vă iubesc!